zuliță trăismicele, dragi mi-s neamurile mele. Când la zi de sărbătoare ne adunăm cu micu mare, să petrecem românește cum doar la noi se găsește. Am și frate, am și surori, ce vin toți la sărbători, și nevastă și flăcău, ce-mi va duce neamul meu. Peste veacuri mai departe, Doamne, dăm de bine parte. Și de Dumnezeu vrea tăicuța și măicuța să ne adune în sărbători, frați, nepoți, cumnați, surori. La căsuța părintească, Doamne, neamul să-mi trăiască. Oameni buni, luați aminte că dragostea de părinte nu-i nimic mai scump pe lume cu ai tăi pe lângă tine. Să te bucuri că trăiești, cu cine să te mândrești. Rog Domnului sănătate pentru neamurile toate, și la bine și la greu am alături neamul meu. Dragii mei, ne aflăm într-o frumoasă zi de weekend și, dacă ați ales să rămâneți acasă, în fața televizoarelor, ați făcut foarte bine, pentru că astăzi am o surpriză plăcută pentru dumneavoastră. De ceva vreme nu ne-a mai călcat pragul, dar întotdeauna când are noutăți și are, că este o persoană foarte activă, ne calcă pragul și ne aduce noutăți frumoase, cântece frumoase, vorbim ce vreți dumneavoastră să auziți, tot frumos, și va fi o duminică frumoasă, adică o zi în care dumneavoastră să stați în fața televizoarelor. Dragii mei, despre cine e vorba? Nu vă mai țin așa în stres? Este prietena și colega mea, Maria Costioaia. Maria, îți place când te-am prezentat? Foarte mult. Ce bei, ce mănânci. Puteam să mai adaug ceva? Să bei și mănânci, că sunt eu. Imediat după emisiune s-ar putea să-ți regrezi această întrebare. Dragii mei, vreau să vă spun. Maria Costea este una dintre cântărețele cele mai active pe care le are la ora actuală Moldova. Maria, la frumoasa ei vârstă, este mai activă ca niciodată. Cântece, noutăți, înregistrări, videoclipuri. Tu, Marie, tu te crezi la a doua tinereți. Păi dacă eu aș sta în casă sau să ies din casă în fața blocului să văd tăti babele pe acolo sau să stau cu tăti babele pe bancă, păi eu unde aș ajunge? Eu fiind tot timpul am fost în activitate. Dar tu ești o tânără ca dână. Da. Deci, dai seama. Tot timpul am fost... în acțiune, în activitate. De când mă știu? Eu n-am stat niciodată în loc. Adică, cum să, mă scol pe la 10, eu la 6 sunt trează dimineața, îmi fac cafea, ceai, micul dejun, nu știu ce, mai stau, mai butonez televizor, mai butonez telefonul și apoi mă îmbrac și plec. Și la plimbare. La plimbare. Deci, Marie, și iarna e frumoasă viața ca pensionar? Măi, e frumoasă. Mi-am făcut-o eu frumoasă. Deci contează și cum ți-o faci, pentru că, normal, așa cum spuneai tu, babele, alea în afară de a-și plimba cățelul și aș face zacuscă și a se plimba prin copou. Depinde dacă își faci zacuscă. Da? Deci nu știu. Ori tu, ca o artistă cu state vechi, în cântecul popular, tu ți-ai găsit o ocupație
care să te facă să fii mereu tânăr și energică. Da. Și vreau să spun că la vârsta ta arăți best the best. Hai. Da. Ia uitați-vă, dragii mei, Maria Costeaia la 37 de ani, da. Da, mai am până împlinesc 37. Da. Deci ai 36 acum și 9 luni. Da, Marie, noi glumim pentru că de fiecare dată noi când ne întâlnim, păi ne simțim bine. Eu mă simt ca și cum aș fi. Eu nu fug de anii. Eu de multe ori întreb pe Maria, Marie, dar când mă înfiezi? Păi da, când ai venit prea târziu. Deja ai dat moștenirea. Mare moștenire. Dacă da. Te iese, da, munca. Da, unde Marie? Da, o moștenire, o avere a ta, scânticile. Asta, da. Păi, drepturile de autor. Păi, și acolo nici acolo nu stau. Și acum tot mai... Acolo este o avere. Marie, hai să ne întoarcem în timp. De la Costești ai plecat, acum... În 64 m-am angajat la Pașcan, la Casa de Cultură. La Pașcan m-am fost angajată, am activat la Casa de Cultură din Pașcan. Poate vede cineva emisiunea asta de la Casa de Cultură, să știi că eu am activat acolo și acolo era foarte multă activitate culturală. Era estradă, echipă de dansuri, orchestră de muzică, taraf de muzică populară, era corpul de balet, foarte multe cercuri din astea artistice erau. Adică se făceau activă. Nu știu acum ce mai este la Casa de Cultură la Pașcani, că nu prea văd. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun. Asta este realitatea. Dar se făcea. Eu acolo, în 1966, am avut prima mea filmare la televiziune. La TVR. Interesant. La emisiunea Satelor. Și am cântat cu orchestra studenților din Iași, unde era dirijor Got, Ionel Gotescu. Dumnezeu să-l odihnească, că am înțeles că nu mai a murit, da. El era și la Orchestra Doina Moldovei, eu am colaborat și cu Orchestra Doina Moldovei. Când erau acțiuni la Iași, spectacole festive sau ceva, întotdeauna Comitetul de Cultură, cum se numea atunci, eu eram prima pe listă dintre amatori, că eram amatoarenă. Deși că eram o cântăreață mare, dar eram amatoare. Da. Dar ia spune-mi, Dumnezeu, povesteai tu când taică tu, Dumnezeu să-l odinească, nu vrea să te facă artiste. Când spunea că asta e meserie, tu du-te și fă o meserie. Nu, dar ce era meserie în vremea aia? Să te faci croitoreasă? Nu. Ai, ce e croitoreasă la el? Nu, el a vrut să termin liceul pentru asta. Da, să mai fac și o facultate. El asta vroia, cum fac ceilalți, frate. Dar eu mi-am intrat în cap că el, îl trage că doar de la el am învățat să cânt. Dar lui îi plăcea, dar nu vrea să recunoască. Niciodată. Dar s-o mândrit cu tine, când și-a văzut fata artistă. Când am făcut primele imprimări în radio în 72, în 1972, el nu m-am auzit, uite, cântă fata, uite, cântă Marcica, că la mine acasă îmi spuneau Marcica, Liga Marcica. Maria mi-a spus la bârlat, deși când buletinul meu e Maria. Și ce făcea? Când aveau programe de radio și de televiziune, că era televiziune atunci împreună cu radio și radio, și era trecut în program muzică populară și soliști care cântau, de exemplu, la radio sau la televizor, că aveam și filmări la televiziune. De acum a devenit să-l profesionist așa. Și el se făcea cu pixul sau greu și suplinea acolo. Și când știa că la ce oră începe la televizor sau la radio, pac, nu mă-l vedeai că se duce din grădin, nu avea treabă, că el tot timpul era... Să-și vadă fata. Și mama, mai de unde tot te duci tu în casă? Mă odihnesc puțin. Dar el nu, când se intra mama în casă, bravo. Dar parcă nu ne-ai spus niciodată. Nu, odată, Victor, mergem noi așa prin deplasările noastre, povestești cu nostalgie locurile astea și eu am înțeles că tatăl tău chiar erai favorita lui, deci te-a iubit foarte mult. Da, așa spun ăștia la înțai mei, frați și cumnata aia mare, tot la fel îmi spune, zici, tata te-a iubit, de câte ori mergeam cu toții acasă, că se făceau, ne întâlneam cu toții, mă, masă, chestii, și cântam. Și, bineînțeles, zice tata, zice, s-o uita la tine așa, te sorbea și cu ochii în lacrimi era. Dar niciodată nu spunea că... Din câți frați vii? Patru. Patru. Am fost 7, dar 3 fete au murit, dar una a murit la 4 ani, una la 1 an și ceva și una la 6 luni, se pare.
Deci, uite, amintiri, amintiri, da. Amintiri. Era frumos acasă când ne strângeam cu toții, cântam. Eu am casete imprimat și pe tata și pe mama. Eu am învățat foarte multe cântece de la mama din astea și de la tata, tangourile vechi, romanții, de la ei am învățat. Și pentru că tu tânjești după tinerețea ta frumoasă, dăm startul emisiunii noastre cu un videoclip Tinerețe, sora mea, care este, la fel, o noutate pentru Apolonia TV. Da. Dragi prieteni, Maria Costoia. Maria, ce regreți tu din viața asta? Ca să iau așa pe rând, eu regret că nu mai am părinții lângă mine să vadă. Ei nu au auzit, mi-au auzit imprimările mele în radio, a prins la Electrecord ce am scos eu la Electrecord, dar n-a prins asta ce făcut noi după Revoluție. Regretul cel mai mare că nu-i mai am lângă mine, că eu i-am iubit enorm de mult și am suferit enorm de mult că nu mai sunt, dar asta e cursul vieții. Toată lumea acolo merge când vine programarea de sus. Da. Da, și regret că din punct de vedere profesional eu n-am făcut cam tot ce trebuia să fac. Maria, dar acum, în perioada asta, când ești, cum ai spus, o jună, tânără și neliniștită, face atâtea lucruri. Păi, ți-ai compensat foarte multe. Da, am compensat. Tot acum lucrez la un al treilea
album, adică al treilea CD, pentru că celelalte au fost, dacă acum să fac o paranteză, că am văzut că s-a pus pe Facebook Orchestra Doina Vranci, unde am fost eu, discurile cu Orchestra Doina Vranci, discul meu singur, că discurile mele. Deci, și așa m-am bucurat că totuși s-au dat niște like-uri pe Facebook când vezi și te uiți cum erai. La Doina Vranci tu ai activat câți ani? Vreo 15-20 de ani? 33 de ani. Doamne! 33 de ani! Ai făcut și tu cum fost ca un coleg de aici de la Iași, să-i zici mungul, că el tot timpul spune, ba 30, ba 20, mai zic, obișnuiește să zici și tu 33. Deci 33 de ani e o viață de om. Tu da. Te obișnuiești deja la Focșanca și cum era a doua casa ta. Da, da. Doi ani unde? La Bârlad, la ansamblu. La Bârlad. Deci de la Bârlad ai plecat la Focșan și acolo, ca artist profesionist la Doina Vranci, ai stat 33 de ani. Artist profesionist, am intrat la ansamblu Trandafir de la Moldova la Bârlad, în 68. A, deci deja mai dinainte ești profesionist. Da. Pe cartea ta de muncă scrie artist profesionist. Scrii solist profesionist cu toate categoriile. Din această meserie. Da, uite, vezi că eu dacă am avut grupa a doua muncă grea. Măi, ce, dar nu este o muncă ușoară. De ce lumea crede că este o muncă ușoară? Nu este o muncă ușoară, este foarte grea. De exemplu, când mergeai în turnee, în spectacol, păi acum nu prea să mai fac, văd că la orchestrele profesioniste nu se prea mai fac turnee cum le făceam noi. Că noi trebuia să scoatem bani de salarii, să avem plan financiar, plan de spectacole, deci muncea cât foarte... Cât timp stăteai plecată? Păi de vara, în fiecare vară, orchestra era detașată pe litoral 3 luni de zile. Se împărțea în două, o parte cânta la o grădină de vară și o parte cântam la mesele de adio la străini. Asta înainte de 89. Și acasă? Cine stătea? Acasă... Stăteai, ca vorba aia, cât stăcioara în par, știi? Da, dar ne mai dădeam, veneam acasă la Focșani, nu exista. Tu ai fost căsătorită, soțul tău lucra în domeniul artistic? În armată lucra. A, deci nu era muzicant. Ba da, era șef de fanfară. Era locotenent când o e așa, am măritat eu cu el, era la școală de... Nu era la școală de ofițieri. Cum i-a făcut școala de ofițieri? Deci tu l-ai ajutat în carieră. Păi, bineînțeles. Și... Nu vă certați în casă de la muzică? Nu. Îi ceream ajutorul. Mi-amintesc, îți dau un exemplu. Când am făcut primele imprimări la radio, am făcut, că așa mi-i cerea, pentru că eram la Doina Vranci, să cânt din zona respectivă. Și am făcut o melodie sus la munte la Izvor, din zona Vrancii. Tu știi că e o zonă de interferență. Da. Și am mai făcut și o melodie de aici, din Iași, o rusească, din repertoriul lui Emil Drosu, clarinetistul nostru mare, așa. Dar a fost aprobat în radio, pe loc, atunci mi l-a aprobat, deci nici nu am mai trecut la o comisie. Da. Mi l-a aprobat pe loc. Era redactor șeful Tudor, Dumnezeu să-l odihnească, și Alexandru Fabian, amândoi, mai să, așa, și pe loc. Și, dar el nu m-a ajutat deloc. Când am făcut a doua oară, aveam o melodie, noaptea mi-a venit o melodie și atunci aveam eu casetofoane și chestii. Aveam un magnetofon adus tot de el de la armată, că el era la armată. Așa? Și m-am sculat repede, el și Doamne, dar ce faci? Dacă tu nu vrei să mă ajuți, mi-a venit în minte cu o melodie. Și o melodie care asta. Mută-ți-vă de cărăra de pe la portița mea, măi, și s-o mută în fână cosit, ovo, de amânie mă mărită, măi. Da, și-o făcut cruci, Doamne, la ora două noapte, taci, acum, câtă cașoară. Acum am niște inspirații. Și ca melodie l-am imprimat cu textul, după aia l-am făcut. Da, da, da. Așa, și l-am imprimat în radio, tot cu Orchestra Doina Vranci, dirijor Nelu Toma. Ce colegi ai avut la Doina Vranci? La Doina Vranci, prima dată când m-am dus eu de la Bârlad, aveam pe Nicolae Moței, care venea de la orchestră de la Bacău, și o fată din Vrancea, Mariana Munteanu, care cânta foarte frumos, iar după aia fata a plecat și după aia a venit soția lui Moței, Anișoara Grosu, după aia Maria Costin Murgoci, care este o reprezentativă a Vrancii, Maria, eu așa gândesc, ea și cu Lina Vetrescu. În primul rând, Lina... Dar și Lina Vetrescu ți-a fost colegă? Mi-a fost colegă, da, dar mai târziu.
Aurelia Colib? Și Aurelia Colib, da, după 80 mi-au fost ele. Și după aia Geta Postolache. Ai, Geta Postolache după 90. După 90. 94 a fost Geta, n-am fost multă colegă cu ea, nu timp colegă cu ea, că nu cred că era o mare nenorocire. Da. Acum ai revenit după ce ți-ai încheiat tu 33 de ani de carieră artistică la Iași. Cum te-ai adaptat tu cu Iașu? Pentru că Iașu nu a fost deloc în pereglinările tale în acești ani de carieră artistică. Iașu a fost doar tangențial. Cred că veneai și luai trenul spre casă sau autobuzul. Nu, am avut spectacole în Iași foarte multe, cu Săl de Spor, cu Capte de Afiș. Da, dar nu ai locuit în Iași. A, nu am locuit în Iași, așa. Aici ai de ce Iași? De ce nu Pașcani? De ce să fii mai aproape de casă? Nu, aici am venit la Iași să știi că la îndemnul fraților mei. Nu mai trăia nici mama, nici tata. Frații tăi stau în Iași? Da. Și am doi stau în cartierul Tătăraș. Acum. De asta stai și tu în Tătăraș. Normal. Așa. Și ei au zis, tu dacă te pensionezi, ce rost? Și eu gândi bine că n-am ce rost să mai stau acolo, nu aveam pe nimeni. Deși că am foarte mulți prieteni, așa, și dar foarte greu mi-a venit. Foarte, foarte greu, nu numai din punct de vedere profesional. Și așa, în viață, mă obișnuiam de lume, parcă eram într-un cavou, parcă era, nu știu, închisă undeva. Și după câți ani ai început să iubești tu Iași? Pentru bine, că acum sunt sigur n-ai mai plecat din Iași. Nu, după un an de zile, eu tot mă mai duceam acolo și mai cântam, că aveam, eu am avut trupă de evenimente și mai cântam cu trupa mea, cu nu știu ce, mă mai lua... Este așa doamna directoare la spectacole când vroia ea. Așa și... Dar după aia... Ușor, ușor ți-ai făcut prieteni aici. Prieteni. Și ai început să ai o activitate am frumoasă aici. Am avut activitate. Am început să cânt în campania electorală cu domnul Constantin Bahrinul, îl cunoști? Da. Păi da, cam pe atunci mult. Ne-am cunoscut noi. Noi ne-am cunoscut la Focșani, Costică. Bine, mai bine. Noi ne-am mai cunoscut bine. La Focșani am venit invitat la tine. La în 92 noi ne-am cunoscut la Pașcan la un spectacol. Marie, eu nu mai țin minte 92 ăla. Nu se poate așa ceva. Era Lenuța Chiriac și era orchestră dirijat Tonel Crețu, da. Și am fost invitat acolo că era director Săcărescu, domnul Săgărescu, și el m-a invitat că nu știu ce devenea Pașcani, municipiu, nu știu. Era un eveniment. Era un eveniment de asta important. Și am cântat eu. Și atunci noi ne-am cunoscut. Cunoscut, da. Și că v-am făcut eu să râdeți și cu Ileana și pe aia. După aia tu ai venit la Doina Vrancea. Doina Vrancea ai cântat cu noi pe 8 martie. Ai cântat la Ziua Poliției sau ce-a fost acolo activitatea de 8 martie. Atunci ne-am prietenit noi mai bine, după care ai venit în Iași și ne-am reîntâlnit. Și uite, sunt atâția ani. De câți ani ești în Iași? Din 2000. Deci sunt 19 ani. Da. Din 19 ani, tu ești ca o soră mai mare pentru mine. Da. Deci chiar nu știu dacă găsesc vreun coleg, vreun interpret cu care să am o colaborare atât de longevivă așa cum am cu tine. Și mie noi vorbim și bune și rele, și sfaturi, și am învățat foarte multe lucruri de la tine, și îndemnuri, și unde am greșit mai corectat, și unde am făcut lucruri bune mai lăudat. Deci, chiar, mă rog, acum nu că suntem noi la o filmare, la o emisiune, dar tu chiar însemni foarte mult pentru mine ca artist și ca om. Eu te-am, da, măi, nu, tu nu prea ai făcut greșeli. Nu prea te-am... Da. Ți-am spus că așa, niște lucruri, că cred că nu trebuia să faci așa. Dar eu te-am ascultat. Pentru că eu am fost un om care niciodată nu m-am crezut perfect și care am știut că întotdeauna această meserie se fură și de unde învăța să-ți completezi tu anumite lucruri care îți lipsesc ție din cariera ta, din eu-ul tău, din viața ta profesională. Eu am învățat foarte multe lucruri la ansamblu de la Trandafir, de la Moldova. Acolo eu am fost colegă cu Mioara Velicu și cu alți soliști, nu-i cunoști, n-ai cum să-i cunoști, n-ai prea auzit de ei, dar cu Mioara am fost așa și vreau să spun, eu am învățat foarte multe lucruri acolo de la directorul care l-aveam acolo atunci și era director, dirijor, profesorul Nicolae Balan. Foarte multe lucruri am învățat. Eu când m-am dus la Focșani, era deja erai
cu toate puse la pomaria. Cântăm? Ce frumoasă da. E viața? Tocmai ne-ai povestit despre viața ta atât de palpitantă. Haideți să urmărim și un videoclip frumos, tot adus de Maria pentru dumneavoastră. Fericită-i fi, măi, frate, măi, ai ști cum să vețuiești și mai bine să trăiești, măi. Dar viața-i cu drumuri multe, cu răpușuri și căi strâmbe, măi, supărare. La rând suflet dor și chin, trăiești viața din plin, măi, măi. Dar așa-i viața făcută și de soartă rânduită. Treșind toți prin asta lume și cu rele și cu bune, măi, măi. Relele ne amărăsc și ne mai, dar nimic pe astă lume, dar în viață nu mai bine, măi, măi. Da, Marie, ce frumoasă e viața, că n-ai o viață frumoasă, palpitantă. Tu ai avut o viață frumoasă. Regreți ceva în viața asta? Nu regret nimica. Acum n-ai crede că chiar am avut o viață așa pe roze. Am avut și eu și urcușuri și coborâșuri și cum să zic, dar meseria este aveam... foarte important când dar, lumea te iubește. Nu crezi că e un lucru, o realizare foarte mare pentru un om? Pe mine, să știi, la Vrancea am fost iubită. Mergeam cu de o prietenă pe stradă și toată lumea mă prea, uite, Maria Cosei, Maria Cosei, Maria Cosei. Și eu auzit zis, Dumnezeu s-a dat, tu, eu nu mai merg cu tine. Dar de ce tu, zici, și și arăt nașpa, zic, el zice, nu tu, dar nu îmi faci nici jumătate de metru, pac, te oprești lumea, pac, în piață la fel, Maria Cosei. Da, dar erai frumos. Băi, eram frumos, dar eram și eu sunt foarte modest. Iar și talentat. Și talentată și frumoasă. Maria, mă caracterizează modestia. Nu știu, fac și-o ca tine. Deci Dumnezeu nu poate să le dea pe toate. Dar normal, faptul că ți-a dat talent, faptul că ți-a dat frumusețe și sufletească și frumusețe fizică, până la urmă sunt niște daruri care ți-au făcut viața mai frumoasă. Da, să știi. Automat tu ai avut o altfel de viață față de un om obișnuit. De rând, da, obișnuit, da. Deci nu e suficient? E foarte n-are cum suficient să-ți dea tot. Uite, o mare lipsă din viața ta este faptul că tu nu ai avut copii. Probabil că asta m-a durut și mai tare. Te-a durut că n-ai avut timp, că așa a fost conjunctura. Chiar dacă tu ești înconjurată de nepoți, eu știu că tu ai nepoți care te iubesc foarte mult și care sunt ca și copiii tăi.
Dar poate e ca o neîmplinire, ca ceva care nu s-a îndeplinit. Asta este o neîmplinire. În primul rând este o neîmplinire asta. Dar așa a fost, așa a fost programat, așa nu am cu cine să mă cert. Asta este să știi că am luptat, să am făcut tratamente, dar dacă nu s-a putut, nu s-a putut. Asta e. Dar... mulțumesc lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ți-a dat atâtea alte dare. Și mi-a dat alte dare. Mi-a dat darul de a cânta, mi-a dat, cum să spun eu, nu m-a lăsat niciodată. Deci dacă am avut o supărare, și Dumnezeu a fost alături de mine. Întotdeauna m-a ajutat. Cum m-a ajutat și acum? De când am venit în Iași, pe mine Dumnezeu m-a ajutat. S-au dat prieteni mulți, adevărat. Ai nu chiar mulți așa prieteni. Nu? Hai să zic doi. Și nu-s mulți? Maria, tu ai realizat lucruri frumoase în ultima vreme, pentru că, nu știu, mă rog, cariera ta de la Vrancea, o știu, nu o știu, dar de când ai venit la Iași, tu ai realizat lucruri extraordinare. Deci aș putea să spun că activitatea ta este mult mai palpabilă de după ce te-ai pensionat ca înainte. Da, acolo țineai de un program, probabil erai numai cu cântatul, numai cu turneile, nu prea aveai timp să te faci vizibilă. Acolo... vă duceați așa... cu turma, foarte la televiziune, la da, mare, da, la da, munte, așa. Dar ca să te ocupi tu de tine, mai puțin. Nu s-a putut, nu s-a putut, ba da, se putea, dar eu trebuia să lipsesc de la servici. Adică, ei spuneau așa, mai duceți-vă și voi și mai filmați, mai imprimați, mai... Când te duceți în voi și s-a aprobat la radio, că s-a aprobat n-ai foarte timp, greu, iar vă dușiți. Păi atunci și mea. Păi ziceți să ne ducem și acum. Iar vă duceți la imprimare. Iar vă duceți la filmare. Tu ai făcut lucruri frumoase. Tu ai făcut piese, primele tale piese care le-ai făcut după ce ai venit tu la Iași au fost făcute cu Răzvan Mitocean. Nu, cu orchestra Doina Carpaților și Marinică Botea. Marinică Botea, așa, cu piese frumoase. Deja ți-ai ieșisei din stilul de Vrancea, te apucat să cânti Moldova frumos. Nu, dar și acolo tot Moldova cântam. Da? Eu prima dată, în 72, când am făcut primele imprimări, atunci ei mi-au cerut mie. Dar eu am auzit și vrâncenește cântând. Păi ai sus la munte la izvor, e vrâncenesc. Și numai atât? Nu mai am altceva vrâncenesc. Deci tu scântai zona ta. Da, că am avut discuții cu redactorul șef, care era atunci Tudor, și mi-a spus domnul Tudor și... i-am spus că, zic, domnul Tudor, Vrancea e o zonă de interferență, Moldova, Muntenia, așa, e puțin Ardeal, eu de acolo. Așa, așa. Când m-am dus cu al doilea material, m-am dus cu asta, mută-ți, bade cărarea și te duci, bade în cătănii. Te duci, bade în cătănii, eu melodii, într-adevăr, Vrâncea, te duci, bade în cătănii, mai bateți, măi, dorul tău mie rămâne, mai bădiță, măi. E o melodie luată de la fluierașul nostru din Vrancea, de la Doina Vrancea. Da. Un foarte bun fluieraș, așa. Și eu am făcut o sârbă. El mi-a făcut o horă sârbă. Dar duceau leacă înspre Jenească, înspre Sibiu. Când m-am dus cu ea la radio, domnul Tudor mi-a spus, zice, Maria, da, asta e cam suna Jenească și tu ai făcut o sârbă. Dar eu zic, nu. Și i-ai pus două note la urmă din Moldova. Apropo, te rog să mă ierți. Uite, și asta e o filozofie întreagă ce-mi spui tu mie. Oare tineretul în ziua de astăzi ne ascultă, își dau seama cum era pe vremuri și ce mult conta să nu aibă acele două note ca să nu fie Moldova și să fie altă zonă? Deci acum, nu știu, să cântă Otova. Bine, acum să cântă ce vrea, nu știu. Voi erați testați, erați verificați. De mine și de mine. Dar nici nu se exista. Stăteam și tremuram și când duceam materialul și când mi-l aproba și după ce îl cântam, îl imprimam, stăteam că îl baga iar în comisii. Deci, dacă nu aveau două note care era, dacă două note nu erau la locul lor, nu trecea piesa. O notă dacă dădea spre Ardeal sau spre Oltenia, pac. Nu. Și toată munca ta era în zadar. Sigur, dar odată mi-au aprobat textul și melodia, nu? Da, și cum? Ce făceai cu textul fără melodie? Mi-au aprobat odată din două și melodie nici una și dau telefonul lui doamna Turcetu, Dumnezeu să o din gata. Doamna Turcetu, dă-mi și o melodie? E posibil așa de acolo, e posibil. Nu, zice că ți-am aprobat textele. Da, ea zice. Și mi-a aprobat context. Băi, că nu era numai ea în comisie, era o grămadă în comisie. Puteți, era de ajuns să fie doamna Emilia Comișel în comisie, îți dai seama. Da. Așa, și zice, mă, Maria, tu ești foarte deștept, da. Mai umblu leacă la ele și la texte și la ele și
află că din cele 12, când și-am umblat la texte, am umblat la melodie, am umblat așa, 7 mi-au aprobat. E, performanță? Hai să nu mai cânti un cântec de acum. Da. Am un ba de cam negruț. Asta ai făcut cu Răzvan Mitoceanu. Răzvan Mitoceanu. Dragi prieteni, o prezență carismatică. Maria Costea. Brunză verde de brăduță, mă-n bate cam negruț, cam negru și ochișănă, dragul mi de el. Hai, dar la joc nu-i prea bună, bată-l foc cu pui bătrân, după dobă eu îl duc, el parcă-i butuc. Dar la joc nu-i prea bună, bată-l foc cu pui bătrân, după dobă eu îl duc, el parcă-i butuc. Bă, de-n eu n-are măsură, nici la joc și nici la statură, băi! Că e n-au cabra dubreșă, s-nvârtea ghe-a-ghe, de dobaș sa manuie, trupă-i cum vre. Că e n-au cabra dubreșă, s-nvârtea ghe-a-ghe, de dobaș sa manuie, trupă-i cum vre. Hai, mai costică puiule, bate cu șubotele, nu-ți farma ochișele, când n-am alte leg. Mai costică puiule, bate cu șubotele, nu-ți farma ochișele, când n-am alte leg. Bădiță de când te știu, nu ne-ai luat batic nici brâu, măi. Basma cu flori nu ne-ai dat, nici mărgele nu ne-ai luat, tot cu vorbele mai dus și pe jar mai pus. Basma cu flori nu ne-ai dat, nici mărgele nu ne-ai luat, tot cu vorbele mai dus și pe jar mai pus. Hei, de joc n-ai habar deloc, lângă tine sar în joc, că ți-i vorba de zahar și ui de amar. De joc n-ai habar deloc, lângă tine sar la joc, că ți-i vorba de zahar și ui de amar. E de amar și șelii rălii! Ei, bata puși la fădeale, hop, așa, măi, uite așa, uite așa! Hai, flăcăi, la joc intrați, că degeaba vă uitați, fetele-n brață luați și cu foc strigați. Hai, flăcăi, la joc intrați, că degeaba vă uitați, fetele-n brață luați și cu foc strigați. Hei, purtați fata pe bătăi, din rărul cu năpădăi, strigați tare chiuieți, nu vă făstișeți. Portați fata pe bătăie, din rănul cu năpădăie, zrăgați tare chiuieți, să nu vă făstășeți. Păi și noi, bani costică, atitam pa fără frică, joacă așa cum și și-l lasă, ne dragostea frumoasă, uite așa, bădiță, hai! Maria, o experiență bogată, un palmares frumos, cântece frumoase, tu ești foarte ordonat, toate, cu drept de autor, tu ești mama omii, dar știi tot, care și cum unii trebuie să te duci, să te înregistrezi cu ele, să... Deci te-ai ocupat cu așa, cu migulozitate de viața ta artistică, cariera. Păi, ta. Cine putea să se ocupe decât eu? Nu, mai întrebă la asta, mai întrebă și pe tine ce trebuie să te mai da, înăgăjează și pe tine. Și foarte multe lucruri am învățat de la tine legat de lucrurile astea. Dar am învățat acum, adică am auzit că tu, dacă înainte era o anumită exigență la melodii și, mă rog, erau aprobate cum nu erau aprobate, acum ți-e foarte ușor să-ți realizezi materiale, pentru că materiale, adică pe vorba noastră cântece. Pentru că în ultima vreme ți-ai realizat foarte multe cântece foarte frumoase, foarte da, reușite. Da. Am făcut cu Răzvan Mitoceanu. Compozitor. 8 melodii mi-a făcut Răzvan, iar 3 melodii le-am făcut eu și 3 mi le-a făcut Constantin Bardan de la Casa Armatei. Și textele? Textele mi le-au făcut 6 eu. Da. Și... 8 mi le-a făcut Mariana Ungeru de la Botoșa. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Și tu nu că te-ai oprit aici, chiar nu, o provocare. O provocare pentru tine și pentru fanii tăi. Ai mai făcut și un duet. Uite, aici ai pregătit un duet cu Sergiu Grăunte. Dar m-ai făcut pe lângă duet.
Ce mi-ai făcut? Am mai făcut încă 7 melodii. Acum calde. Bă. Care atunci sunt făcute făcut duietul, orchestra Mugurelu, dirijor Ion Dascăl din Chișinău. Apoi mai puțin și deja ai cam ajuns pe la toate orchestrele și la toți dirijori. Dar să știi, când eram la Doina Vrancea și mai colaboram prin țară, am cântat cam cu toate orchestrele. Și cu Rapsodia Română am cântat când eram tânăr, atunci eu... Deci de acum ai depășit granițele și te-ai dus în... Din mult îmi doream în, să în fac cu Mugurelu, pentru că eu am apreciat foarte mult când ai făcut tu cu Orchestra Mugurelu materialele alea multi, așa, și am vrut, atunci când tu ai făcut de la Iași la Chișinău, tu m-ai întrebat și n-am putut că făceam cu Răzvan și mi-a părut rău că n-am făcut. Da, mi-ai spus. Că a fost un proiect extraordinar. Da, mi-a părut. Dacă mai naști un proiect așa. Da, uite, Dumnezeu m-a ajutat. Am făcut duetul cu Sergiu. Acolo te ești mama... mama băiatului care îl cerți când sunt soară sau ceva. Dar o să punem melodia și o să vedem cam... Și tot atunci am mai făcut un cântec de petrecere, tot cu domnul Dascul, și anul ăsta, anul trecut, în 2018, am mai făcut pe 13 decembrie încă 6 melodii. Calde, călduțe. Încă nici n-ai apucat să le promovezi foarte bine. Nu, da, și n-avea grijă că am avut clienți la ele. De ce? Și la Țărănească, ai cutăți la Țărănească, ai poftit la Țărănească, mi-au dat telefon și la aia ce-ai trecut rămâne. În ce sens? Să dai cântecele? Că să le dă voi să le cânte și ei. La petrecere, nu înseamnă că să-i dai... Dar altcineva de aici, de Deaș, la cântecul ăla ce-ai trecut rămâne, pentru că e un fel așa, duce spre un cântec mai orășănesc. Da. Așa? Este foarte frumos orchestrat de maestru Dascălu, maestru, așa, că i-ar place și lui să-l cânte și că îi place cum îl cânt, nu știu, dar nu vorbi cu mine când melodia e făcută de domnul Bardan de la Casa Armani și domnul Bardan i-a zis, băi, dar și fata asta de be, scaldile, lasă-le să le promovezi, iasă, este melodiile ei, este munca ei, e banul ei. Deci mi-e dea să găsesc oamenii. Da. Și zice, dacă vrei o melodie și domnul Bardan, vină cu mine, vin la mine cu bănișor și îți fac și deci dacă gata așa, da, păi dacă eu zis, procedează în ziua de astăzi. Dacă fata zice odată la colț și ți-a negativile sau așa. Ei, uite că vizibilitatea ta s-a concretizat. Din câte știu eu, ai avut un turneu sau evenimente prin Irlanda. Am avut două evenimente în Irlanda. Da. Primul eveniment când... Da, tu știai că tu ai fost primul om care știu și numai tu știai, altcineva nu mai știa. Mai știa Cristi Iordache, care mi-a zis așa Cristi, prietenul meu. Mă, Mariață, odată acolo, zic, da. I-am spus eu cât, cu atât rămâi. Băi, cât el din altă mâine să-l bată. Bă, cât te bat. Bă, cum poți? Și până la urmă a zis, măi, Cristi, să rămân eu coșie. Băi, eu, pe mine mă interesează să ies bine la cântare, să n-au că spune, că eu, și oriunde m-aș duce, când s-aud pe cineva că spune, da, Dan a cântat. Dacă ies bine la cântare, poți să nu mai îndeai nici un bar. Maria, deci până la urmă ai ajuns în Irlanda, știi de ce? Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii și tu, cum ești foarte carismatic, așa, cred că dacă încerci să ne povestești ce ai făcut în Irlanda, s-ar putea să ne mai trebuiască un ceas. Și mi-i închipui cum te-ai dus cu avionul, cum ai venit cu avionul, cum ai fost primită, cum eu știu lucrurile astea că eu te-am întrebat, dar mă rog, la telespectator o să le spunem în alte emisiuni. Acum tu trebuie să ne spui așa, pe scurt, ce planuri ai în 2019? În 2019 ce evenimente voi avea, așa, și mă pregătesc acum să mai fac încă 6 melodii cu orchestra Mugurelu de la Chișinău, dirijor maestru Ion Dascăl. Deci tu ai planuri mari. Costică, dacă eu n-am vrut să mai fac, dar ți-amintești ce mi-ai spus? Da. Dar spune tu. Mi-ai spus, hai, dacă ai făcut acum asta, mai fă 6 ca să scoți un CD. Da, pentru că tu vrei de acum să te duci să plimbi căței prin parcul Copou. Bine că nu i-am. Și, mă rog, îți cumpărai. Și gata, ce să mai cânt, că de acum nu știu ce. Și eu am zis, nu, ai vocea la casă, gata, bine arăți, dă-i drumul la treabă. Și 6 melodii, ai făcut 6 melodii și după că nu am păcat, 8 făcute. Nu, prima dată. Prima dată, da, 6. Dacă ai 6 melodii și sunt făcute atât de frumos, mai pune 6 și îți fă de un album. Și acum nu te mai oprești. Da, mai fac, mi-a făcut, lucrez tot cu domnul Bardan, mi-a făcut o melodie de petrecere super, așa, și Sandu Avriluc, trompetistul nostru mare, bucovinean, mi-a scris 3 melodii pe care nu știu, cu greu le descifrez cu domnul Bardan, până la urmă, așa, și eu le-am mai modificat când domnul Bardan, zic,
primul vers muzical sună a lucrat să Șobanu, Sibiu, nu, schimbăm, am schimbat, zice, hai că dorit. Las cu, dai tu la capăt. Maria, salută telespectatorii cu promisiunea că atunci când mai revii la noi în studio, revii cu aceste noutăți și cu videoclip la ele. Da, păi... Eu în primul rând să-ți mulțumesc pentru invitație, să-ți dea Dumnezeu sănătate și să ai realizări cât mai multe profesional tu. Mulțumesc. Și aici să ai emisiuni tot din cinci mai frumoase. Mulțumesc și acestui post. Cu voi întotdeauna să am emisiuni frumoase. Mulțumesc și băieților din regii, postul, la toți salariații din, din această televiziune, care eu urmăresc, să știi. Știu. Știu că ești admiratoarea și fana noastră. Și sănătate la toți românii, să le dea Dumnezeu sănătate și tot ce doresc ei să-și realizeze. Să-i ajute Dumnezeu, dacă Dumnezeu îs cu ei și ei lângă Dumnezeu, atunci totul merge. Că eu am lucrat numai cu Dumnezeu, am zis, Doamne, ajută-mă. Și Dumnezeu m-a ajutat, vezi, nu? Și pe mine m-a ajutat să te am astăzi în emisiune și să fac o emisiune frumoasă. Cu tine oricând, așa că te așteptăm cu altă emisiune, dar după ce îți realizezi cântecele cu orchestra Mugurel și îți faci și videoclipuri, pentru că oricum nu stai locul și sunt convins că în vara asta, păi, da, în vara asta tot așa o să fii cu Trăistuța după tine pe drumul. Și bravo, bine, așa trebuie. Păi asta mă menține tânără și neliniștită. Cum s-a răstu la 37 de ani, atât de frumoasă, dacă nu, știi tu, este vorba aia, că piciorul frumos îl faci cu drum lung, sau cum? No, piciorul frumos îl faci cu mulți pași, așa, Mă rog, era o metaforă, acum nu ne vine că suntem spre final de emisiune, în orice caz te pun la cântat o melodie cu Sergiu Grăunte, duietul vostru, te pup, te îmbrățișez, iar pe dumneavoastră la fel, să aveți o zi frumoasă în continuare, ne regăsim cu altă emisiune, la fel de palpitant. La revedere! Și mândrile, of, și nu bate crâșmâile. Ți-o părea băiete rău când ai să rămâi flăcău. Lasă-mi pașii mândrile, of, și nu bate crâșmâile. Eu mă mucă, știu ce vrei, șam diridiram, diridiram, diridida, da, tot mai bine voltei, șam diridiram, diridiram, diridida. Eu mă mucă, știu ce vrei, șam diridiram, diridiram, diridida, da, tot mai bine voltei, șam diridiram, diridiram, diridida. Am îndruțe peste tot, subțirele la mijloc, pentru asta, mamă dragă, am în față viața întreagă. Am îndruțe peste tot, subțirele la mijloc, pentru asta, mamă dragă, am în față viața întreagă. Se sară flăcăități, șam-dirli-dam-dirli-dirli-dirli-da, multe mame au nepoți, șam-dirli-dam-dirli-dirli-dirli-da. Se sară flăcăități, șam-dirli-dam-dirli-dirli-dirli-da, multe mame au nepoți, șam-dirli-dam-dirli-dirli-dirli-da. Poți să duci pișinii vrei, dacă plași și poți o iei, rea de gură știu că sunt, măi, ca soacrele pe pământ. Poți să aduci pișinii vrei, dacă-ți place poți o iei, rea
de gură știu că sunt mai la soacrele pe pământ. Mamă, dacă zici așa, șam, diririram, diririram, piririda, multă vreme aștepta, șam, diririram, diririram, piririda, că fată pe placul tău, șam, diririram, diririram, piririda, se găsește tare greu, șam, diririram, diririram, piririda, și pe aceea dacă o iau, eu cu tine n-am să stau. Dacă bine ai să te porți, măi, o să ai mamă nepoți. Și-o-mi trăi cu voie bună, toată viața împreună, să arătăm că soartele, măi, îți bune ca mamele.